puneți la tema generală. Adică legat de echipă, să vedem ce noi echipă bună, adică pregătit pe toată anul. Stingeți în spate acolo luminile? Ce vreau să vă zic, înainte să-i dăm drumul, e o bucată deci, din filmul de mascară pe care l-am făcut în locul vreo 5 ani, 6 ani și mai știu. 95% din film înseamnă interviuri cu foști deținuți care au trecut prin Pitești, așa cum o să vedeți și în fragmentul acesta. Filmul întreg, de curând, l-am urcat pe o platformă, pe www.docuart.ro, deci docuart.ro/demascarea, acolo e tot filmul. Îl puteți vedea mai gratis. Cred că l-a furat cineva și pe YouTube, dar... Ok, să lești documentare, să lești demascare. Da. Docuart.ro. Ok. Dacă scrieți pe Google, ar putea să găsiți acolo. Da. Cred că vreo 10 minute. Deci eu chiar mă revedem de la, de chiar de la 10, ce mă trebuia să mă fac a fost în continuu, în Dakar. Și vin, eu la, o mă lăcat pe frică, mă duc acolo cum te mișcai gata, cum fac, primea rău, de mișcat. Chestiunea era folosită de instrument de convingere. E bine? Și după ce a trecut șocul în ziua de scuturi electorale, cu care ne-a obărat, treceți în poliție. Ne-am trecut în poliție. Ce-a rămas pe jos? A rămas o bătoapă de sânge. Deși manifestațiile de propagandă arătau atașamentul mașinii față de noua politică, zeci de mii de oameni din toate categoriile sociale erau arestați pe ascuns. Eu nu văd Piteștiul ca închisoare și niște răzbunări comuniste. Nu, ne-am pomenit cu lovituri și scopul cel mare a fost că ce ne-a redat loviturile? Prietenii noștri, frații noștri. Asta a fost lovitura, scopul cel mare pe care l-am trăit. Pentru că în același timp, pe lângă lovitura fizică, dar se producea și lovitură psihică, șoc. A durat, cât a durat ore, câteva ore întregi, a durat și în momentul când a zis gata, toată lumea s-a oprit, dezbrăcat la pielea goală și nu mi-a lăsat decât o comasă în bană și acum totul trebuie în poziție, când am trecut în poziție, de asta vă spunea, deci asta a rămas un urman, las de sânge, în fiecare stăzia. Pentru că bătaia n-a fost ceva organizat. Zădea în cap, că zădea în gură, în ochi, că îți scotea ochii, că unde zădea, nu conta. Tot a fost să lovești, să promici acest șoc, să paralizezi. Deja puterea se instala, puterea lui Ciurcanu se instala și victimele deveneau tot mai niște, mai eficincioase. Era un grup destul de numeroase. Iar băieții erau elevi, deci nu erau studenți și ei vor pleca din Pitești. Așa. Și atunci, ca și cum n-ar fi știut, a fost întrebat, cine este șeful? Toți au uitat încurcat, iar am spus eu. Era o chestie fără ieșire, nu se poate ieși în treaba asta. Iar omul de care vă vorbesc era un tip mai înalt decât restul, mai bine regat. De om, domne. Și eu să fiu zis, ce-i spus, mă? Da, domne. Pentru că altele care le face nu sunt așa, domne, de om normal. Ce trebuie cu partea mea, Dumnezeu? Nu e deținut, Dumnezeu.
iar soframul avea lovituri astea când te trătea jos, de sărea cu picioarele pe tine. Te rovea și cat. Erau niște lovituri îngrozitoare. Și îmi dădea o palmă de mea, zburam de acolo. Știți așa, că trebuie să vă dau, arată un lucru cu de palmă. De la mine, bineînțeles că eu plăteam și pe ăla, că eu am primit de cauza de o palmă în locul. Îmi dădeam de la cui. Eu, la 3-4 chestii de asta, erau palme ca de văd că e în ei. Așa ne-au învățat să ne batem noi. Te durea după ce te îți făcea picioarele zicele, nu mai putea intra niciun pantof, nici în viață, așa după aceea te punea să alergi, că te trimitea la Vârdău, la Vârdău. Da. În cameră era un Vârdău pentru necesități, și Vârdău pentru apă. Lângă Vârdău de necesități, turnau apă pe jos, puneau cârfă rudă și tu după bătaie trebuia să alergi, pe cârfă rudă ca să te supe picioarele. Era a doua durere fizică. Pentru că îți făcea impresia, după ce te sensibiliza așa de rău, la fel, așa, alergatul pe, călcatul chiar, era, a idoma călcatului pe cuie sau pe sticlă, așa de sensibile deveneau tălpile. Și de ce n-am fost o joacă? Pentru că dintre toate religiile, toate curentele filozofice care sunt expuse, unul singur a spus aici pe pământ, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și omul acesta, de sfârșit, a fost Iisus. Decizia regimului de a exporta acțiunea și în alte închisori a favorizat copiii în totală spre sfârșitul 1951. Nu era tropar, îmi scapă acum cum se cheamă, e o poezie a lui Radu Gir. Cum? Crezul. Da. Este Crezul lui Radu Gir și e interpretat, măicuțele de la Diaconești l-au pus pe note. Au pus, de fapt, poezia pe note și am înregistrat pentru că mi se părea că nu merge un cor feminin la subiectul ăsta, nu prea s-a fi potrivit, l-am înregistrat cu cei de la biserica la care mă duceam în domeniul scriptului și a ieșit chiar foarte frumos. Nu e integral aici, evident, dar trebuie să fie și pe varianta aia de film, de pe locul alt. Și mi s-a părut finalul perfect pentru film, pentru că voiam să arătăm și cum arătau ei în momentul în care au fost arestați. Da. Încă n-aveți întrebări? Da.
Am înțeles, zice experiment sau fenomen, nu știu, experiment mă duce cuvântul la ceva științific, așa, dar, de fapt, din câte înțeleg, nu am fost decât o tortură, efectiv, barbară, inventată de minte sau niște minți bolnave, nu? Da. Acolo, local, la, a fost generată de undeva de la centru, adică, bă, hai să încercăm să obținem mai multe informații? Sau... Mai multe întrebări pe care le-ai pus, de fapt. Sigur că ideea a venit de la centru, a venit de la securitate și presiunea constantă de a obține tot mai multe informații, tot de la securitate a venit. Și ea se propaga pe o filieră destul de clară, prin, prin acel serviciu special creat, de care v-am spus la sfârșitul 48, se chema serviciu operativ la început, după aceea biroul inspecției, care avea un șef care răspundea direct lui Gheorghe Pintilie, care era șeful securității. Alexandru Nicoschi era al doilea, un soi de vice al securității, deși îndeopște el e cunoscut ca principalul responsabil, el abia în secundar. Primul care știa și care a ordonat obținerea de informații de la deținuții în închisoare a fost Gheorghe Pintilie. Deci acestea aveau în subordine acest serviciu operativ sau biroul inspecției, care avea sigur un director la București și acești ofițeri politici în mai multe închisori, printre care și Pitești. Iar în perioada despre care vorbim noi, ofițerii politici cei mai lăudați cu obținerea de informații din penitenciare erau cei din Pitești și Gherla, pentru că acolo se bătea și se obținea un munte întreg de informații. Ceilalți ofițeri politici din alte închisori erau certați că nu obțin rezultatele din Pitești și din Gherla. Acești ofițeri politici, la rândul lor, lucrau cu, în parte cu conducerea închisorii, dar aici conducerea închisorii a fost mai degrabă pusă în fața faptului împlinit. Pentru că v-am zis că din 1950, de exemplu, directorul penitenciarului, Alexandru Dumitrescu, deși pe hârtie el răspundea de absolut tot ce se întâmpla în pușcărie, nu avea voie să intre în secția pușcăriei în care aveau loc torturi. Și mai ales lucrau, deci am zis, pe de o parte, ofițerii politici lucrau cu administrația închisorii, pe de altă parte, cu Țurcanu și cu ceilalți informatori din jurul lui. Și pe această scară, de sus în jos, se exercita o presiune constantă, care a determinat pe deținuții care băteau să inventeze tot felul de noi metode de tortură, care s-au agravat foarte tare în timp, pentru că, pe cum avansam în timp, informațiile deveneau din ce în ce mai puține. Adică deja spuseseră toți tot ceea ce știau. Existau discuții din astea absurde în care un deținut îi spunea celuilalt așa în șoaptă când puteau scăpa, că de obicei, adică în mod normal nu aveau voie să comunice între ei. Deci spunea, domnule, nu mai suport eu să te văd atâta torturat. Zi, domne, inventează orice, zi pe oricine, dar nu te mai lăsa așa. Iar ăsta la altul zicea, nu mai știu nume. Deci am dat numele tuturor locuitorilor din satul meu și din 5 sate vecine, nu mai știu ce nume să inventez. Deci atât de departe se ajunsese și ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care în cele din urmă s-a oprit experimentul. Pentru că și-au dat seama că nu mai au ce să obțină. În ceea ce privește termenul, că și l-am folosit mai devreme, da, am zis de la început că folosesc fenomenul Pitești pentru că e cel mai cunoscut, se folosește și experimentul Pitești. Niciunul nu e corect, de fapt, la fel cum nu e corect nici reeducare, pentru că n-a fost reeducare, nu i-au învățat nimic acolo, să zici că au renunțat la ceva, la un crez și au obținut altul. Dar, din păcate, nu există un termen pentru ce s-a întâmplat acolo. Pur și simplu. E atât de complex tot ce a fost, încât încă n-am inventat termenul care să înglobeze toate nuanțele astea. Mai era ceva la ce ți-am spus? Nu, am înțeles. Deci odată e presiunea care a venit de la centru și apoi o autonomie maximă de care s-a curat la nivel local. Da, adică pe ei interesau să obțină informații, nu interesau cum și ce. A existat o oareșcare problemă când a început să moară câțiva deținuți din greșeală.
ei aveau grijă să nu moară, de regulă mergeau cu tortura până în punctul în care se apropiau de moarte și acolo se opreau, mă rog, la o pauză nu se opreau, pentru că erau probleme birocratice destul de mari, trebuia să le facă forme de deces, nu existau proceduri la vremea respectivă, mă rog, au fost câteva încurcături cu primul decedat mai ales, directorul din penitenciară, îi chemase familia să vină după cadavru. Oricând a aflat ofițerul de la București de chestia asta, i-a făcut scandal și a dat după aceea dispoziție ca niciodată a întors familia din drum și a dat dispoziție să nu mai fie adusate familie niciodată când mor deținuți. Deci atât era de neorganizat sistemul încât moartea unora le-a provocat bătăie de cap. Pe de altă parte, directorul s-a speriat în momentul în care a văzut că încep să moară, pentru că știa foarte bine că el este cel care răspunde, din punct de vedere legal. Și s-a speriat pe bună dreptate, pentru că mai târziu a făcut și pușcărie pentru rolul lui Nichitești, deși e departe de a fi... Mai târziu, după 89? Nu, mai târziu. A fost bine. Nu, în 1950 și... cred că prin 53 a fost arestat. El o să ajunge imediat și acolo la... Alte întrebări până atunci? Da, până la urmă, câte persoane au trecut prin fenomenul Pitești? Strict în închisoarea Pitești am umbrat cu 6-10, mi se pare. Și în celelalte închisori, pentru că ea după aceea s-a extins pe la Gher, la Canal și alte închisori. Nu avem o cifră exactă, eu aș estima undeva pe la 1500. De ce credeți că nu erau renuiți deținuții? Să vă aducă altceva la care să ia informații. Pentru că, așa cum ziceam, Piteștiul era pentru studenți, erau închisorile, erau pe categorii sociale de regulă. Nu toate, dar mare parte dintre ele. Piteștiul, în orice caz, era. Și nu mai erau alții. Atât de simplu. Pentru că valul de arestări atunci a fost principal în 48, după aceea a început canalul, aveau nevoie de forțe de muncă la canal, asta a influențat puțin și ceea ce s-a întâmplat la Pitești, pentru că la începutul 1950 s-au făcut câteva comisii de triere pentru a în toate închisorile pentru a se trimite forțe de muncă la canal, inclusiv în Pitești și inclusiv în zona de corecție, pentru că la canal aveau voie să meargă doar cei cu pedepse de până în 10 ani. Cu rare excepții care au ținut de foști ingineri proiectanți care trebuiau să le facă lor planurile. Era vorba de deținut până în 10 ani. Și eu îți spuneam că zona de corecție era pedepsele cele mai mici. Deci din 1950 au încercat să transfere inclusiv din Pitești acolo, dar au fost întorși din drum pentru că erau atât de slăbiți și bătuți încât n-aveau ce să facă cu ei și i-au trimis înapoi în Pitești. Alți studenți nu au mai fost arestați după aceea, decât, mă rog, câteva cazuri, să zicem, izolate, dar nu așa la nivel de masă, cum s-a întâmplat în 1948. Cam de asta. Iar după aceea au urmat internările administrative în 52-53, în mare parte tot pentru, în primă fază, cel puțin, pentru forțe de muncă la canal, dar nu numai, mă rog, a fost o întreagă logică represivă. Acolo au fost internați, asta însemna că nu erau condamnați în instanță, dar totuși erau persoane pe care regimul le avea în vizor ca fiind anticomuniste sau potențial anticomuniste sau pur și simplu făceau parte din clasele sociale pe care comunismul le combătea. Și au fost, printr-o decizie a unei comisii din Ministerul de Interne, au fost trimiși în închisoare cu exact aceleași cu exact aceea soartă, ca un condamnat, doar că nu fusese condamnat. Este ca și cum astăzi, nu știu, mai trimite în... Că și astăzi sunt diferențe, sunt pușcării de... Îi vedeți pe toți prietenii noștri la televizor care sunt arestați acum. Ei toți sunt, în mare parte între ei, sunt în fază de prevenție, de arest preventiv. Sunt anumite penitenciare pentru arestul preventiv și cu totul alte penitenciare pentru execuția pedepsei. E bine, aceștia de care vorbesc că internații administrativi din anii 50 erau trimiși
direct în închisorile de execuție. Deși, repet, nu fusese condamnați în, în instanță. A fost o invenție a comuniștilor. Deci de asta, pentru că nu aveau pe cine. Alte întrebări? Da. Ce pretext foloseau cei din conducerea închisorii? Spuneam că nu aveau voie de ținuții nici măcar să-și spele gamela după ce foloseau în acele scopuri. Asta o cotărau șefii din camere, deci tot de ținuții. Pretextul era așa vrem noi. De multe ori, foarte mulți dintre agresori erau, o luau razna și ei. Unii conștientizau și cumva făceau un joc dublu, dar care era extrem de riscant, pentru că și dintre ei puteau fi demascați după aceea că favorizează pe cineva sau că nu sunt suficient de duri și treceau iarăși prin toate chinurile. Și au fost câteva cazuri destul de cunoscute în felul acesta. De pildă a fost un deținut Gheorghe Casiuc, care a avut un destin destul de tragic, pentru că la un moment dat fusese eliberat din închisoare. Deci, mă rog, a trecut prin Pitești, a bătut, prin declarația altcuiva a fost descoperit că ascunsese ceva în fața lui Țurcanu din activitatea lui anticomunistă și drept răzbunare Țurcanu l-a dat pe mâna celor pe care el îi torturase, ca să fie torturat. Vă dați seama că ceilalți au răzbunat după aceea pe el cum au putut. Și de două ori a pățit chestia asta. După aceea, având pedeapsa mică, a fost eliberat din penitenciar, s-a căsătorit, a avut o fetiță și a fost rearestat pentru rolul lui din Pitești, condamnat și a murit în închisoare. Deci era un risc permanent și pentru cei din jurul lui Țurcanu. Nu era nimeni sigur de locul lui. Tocmai de aceea se încuraja cumva excesul ăsta de zel. Iar ceea ce ați întrebat dumneavoastră se înscrie tot aici. Aveau tot interesul să nu, dacă, de exemplu, i-ar fi lăsat, nu știu, să le arunce nu știu unde, poate că venea Țurcanu și zicea de ce favorizez pe banditul ăsta și lua-și pe el la bătaie. Și atunci era o psihoză colectivă și constantă care determina să facă toate grăzăviile pe care le-au făcut. Da. Da, atunci am văzut la momentul arestării, toți aveau 20, 21, 22 de ani, poate ce nu stau? Era Pitești, era pentru studenți, cum am zis. Se mai mergea și până în 27, pentru că în perioada războiului cine a fost pe front antuziasmul. Predispuși sau mai maleabil, nu știu, mai puși în rolul ăsta e adevărat de agresori, poate că... Nu știu în ce măsură. Aici nu sunt chiar atât de specialist în, nu știu ce ar trebui să psihologie. Cred și eu că până la un punct am influențat și vârsta lor, pentru că sigur că majoritatea nu aveau personalitatea formată. N-ai cum la vârsta respectivă. Dar nu cred că ar fi fost rezultate sensibil diferite dacă se aplica chestia asta la o altă categorie de vârstă sau la o altă categorie socială sau... Mm-hmm. Da. Ce înseamnă activitatea anticomunistă? Ce făceau? Totuși nimic, ar fi răspunsul cel mai simplu. Lumea a intrat în închisoare, mai ales atunci, în primul deceniu, din diverse motive. O categorie, v-am spus-o la început, cei care activau politica, adică țărăniști, liberali, legionari, ceva mai puțin socialiști, regaliști, erau apoi care puteau să aibă activitate sau puteau să nu aibă activitate, pur și simplu să fie vinovați, între ghilimele, de apartenența la partide sau structuri ale acestor partide și mișcări. Apoi, erau persoane care realmente activau anticomunist prin grupări care își propuneau diverse lucruri, de la acțiuni de sabotaj împotriva armatei sovietice, la, nu știu, difuzarea de manifeste anticomuniste, la rezistența armată. După cum
Exista și acea categorie de condamnați pentru omisiune de denunț, deci cum v-am zis, cei care aveau cunoștință că X este anticomunist și activează și nu îl turnau la securitate. Și la un dat, mi se pare, de prin 1950 s-a introdus un articol conform căruia erai obligat să-ți denunți membrii familiei dacă știai că au avut activitate anticomunistă și au fost foarte multe cazuri. Noi la Institut lucrăm acum, sper să terminăm anul ăsta, un volum despre femeile din închisori și pe materialul documentar pe care l-avem, pe fișele matricole penale, că tot vorbeam cu Claudiu înainte de întâlnire despre ele, de multe ori sunt trecute și motivele condamnării. Și în cazul femeilor, foarte, foarte multe sunt condamnate pentru că nu și-au denunțat soțul, tatăl, copilul, că a avut activitate anticomunistă sau că l-au găzduit. Ce înseamnă să-ți găzduiești soțul? Acum nu știu, adică știu, dar... Și cu siguranță mi-au mai scăpat niște categorii. De exemplu, la un dat, în, mi se pare, în 52, au decis să bage în închisoare pe toți cei care au avut legătură cu Partidul Național Țărănesc și care nu erau deja în închisoare. Pur și simplu, ori aveau nevoie de mână de lucru la cană. Lor se întâmplau diverse lucruri pe plan extern și atunci simțeau nevoia să, ca o măsură de prevenție, să elibereze societatea de toți cei care, în teorie, s-ar fi putut mișca împotriva regimului, cum s-a întâmplat după Revoluția din Ungaria din 1956, când a fost al doilea mare val de represiune, și între momentul acela și momentul retragerii armatei sovietice de la 1958, ca să demonstreze că Partidul Comunist e stăpân pe situație și la noi nu se poate întâmpla ce a fost în Ungaria și că suntem în continuare prieteni ai URSS-ului, au fost iarăși efectuate arestări masive, inclusiv aproape fără excepție cei care mai făcuseră deja pușcărie și avuseseră condamnări mai mici și au fost eliberați până în 1956. Și de data asta au luat condamnări mult mai mari. Deci, de la caz la caz, nu se poate... Studenții era puțin dificil să aibă un trecut politic deja format. Nu neapărat, mai ales în cazul... Să scriseseră mișcarea legionară? Da. Și atunci am fost ținte. Dar încerc să... Iar mișcarea legionară intrau din clasele mici. Da. Ce făceau concret? Să înțeleg că își declarau apartenența la mișcarea legionară mergând într-un centru, în Universitatea din Timișoara. Nu, ei organizau diverse întâlniri, aveau, țineau ședințe, făceau marșuri, de obicei făceau chestii. La... Da, da. Ajungea pur și simplu să participe la niște... Sigur că marea majoritate asta făceau de fapt. Participau la întâlniri de ale lor și cam atât. Unii au și acționat, dar marea majoritate nu. Că nu mai puteai face mare lucru în 48, mai ales student fiind. Ce destul să avea la dispoziție să faci ce? Când deja puterea era clară în mâna lor. Dar sigur că era o poziție, cum să zic, interioară foarte puternică. Și atunci, da, pentru simplu apartenență, Țurcanu, de exemplu, pentru asta a fost denunțat că în tinerețe a activat în mișcarea regională. Dar el activase mișcarea regională, mă rog, în Frățiile de Cruce, dar zic generic, mișcarea regională. El acționase în perioada statului național legionar, deci în 40-41, foarte, foarte puțin în 42-43, și după aceea, după venirea comuniștilor în 45, a mai fost invitat de către foștii lui colegi la două ședințe din acestea ale legionarilor. Dar unde el a avut, el nu mai avea nicio treabă cu ei. Adică s-a dus cumva dintr-o, nu știu ce, că îi cunoștea pe toți cei de acolo, dar s-a certat cu ei. Adică la un dat l-au pus legionari, aveau și niște chestii mai... Nu știu care ar fi termenul, dar vă descriu și o să înțelegeți voi. La un dat, unul dintre ei l-a pus pe Țurcanu, care, v-am zis, devenise ateu între timp, să se uite, era noaptea, se întâlneau noaptea pentru conspirativitate, l-a pus să se uite la o stea sus pe cer, să se gândească la capitan, la Zela Cădran și să spună ce simte. Și ăsta s-a uitat la stea, cum mă uite acum la bec și era... Nu înțelegea, zicea că sunt, oamenii au probleme. Pentru întâlnirile astea a intrat în pușcărie și a luat 7 ani. Deci, împotriva legionarilor, puteai să ai cele mai mici legături cu mișcarea legionară, că erai automat un candidat la
la închisori. După cum, pentru că avea o problemă ideologic, era adversarul principal în perioada aceea, sau mă rog, atât mai mult în perioada aceea cu cât alții nu prea mai existau, i-au făcut legionari pe foarte mulți care nu aveau nicio legătură cu mișcarea legionară. Cine? Sistemul comunist. I-a făcut din pix. I-a acuzat de legionari, deși nu aveau nicio legătură. Au fost destule și cazuri din acestea. Dar e destul de greu să vorbești așa la comun, adică sunt cazuri și cazuri. Unii au activat, alții nu. E dificil. Da. Ne poți da câteva nume de persoane care au ieșit în evidență pe comportamentul lor în bine din Pitești? Era aproape imposibil să ieși bine din Pitești, dacă treceai prin toate etapele astea. Eu m-am oprit la, înainte de pauză, la demascările acestea care se dau după aceea scris. Ultima etapă, vedeți că e scris acolo pe ecran, obligația de a deveni informator canton sau agresor. Asta însemna că după ce treceai prin toate etapele de tortură, după ce îți făceai aceste demascări scrise, care unii au dat zeci, sute de declarații, adică nu era pur și simplu de o declarație și gata, îi convingeai. Ele erau, țurcanul le compara, erau, țineți minte, mai multe persoane din același centru universitar, din același grup. Dacă unul spunea 5 chestii, altul spunea 7, ăla care a zis 5 avea o problemă majoră. Și atunci se tot reluau aceste declarații, până când considerați urcanul că nu mai avea nimic de opțiune de la ei. Etapa următoare, pentru a dovedi că într-adevăr s-au rupt complet de tot ceea ce de toate convingerile lor de până în acel moment, trebuia să treacă de partea lui Surcanu. Și asta se făcea prin cele trei postaje de acolo. Ori deveneau informatori pentru viitori deținuți, adică cei care merg în prima etapă, vă spuneam, de împrietenire. Deci, practic, ei mimau că se împrietenează cu viitoarele... cu viitoarele victime, fie deveneau plantoane, adică cei care îi păzeau pe deținuți noaptea, la mese, la frecat mozaicul de pe jos, fie deveneau agresori și erau obligați să bată. Fie toate trei, fie doar două dintre ele, depinde de la caz la caz. Și atunci, acesta fiind mecanismul, pe de altă parte depinde. Aș porni de la premiza asta, că era aproape imposibil, uman vorbind, să ieși bine din tot șirul ăsta de încercări. Adică să nu cedezi deloc, dacă ne referim la asta. Ori să nu cedezi deloc însemna să nu devii agresor, în primul rând, dar și să nu devii planton, pentru că plantoane trebuiau să lucrească și ei, dacă constatau abateri, să nu devii informator că nici asta nu era în regulă, și eventual și să nu dai informații scrise. Pentru că pe informațiile alea scrise riscai să bagi oameni în închisoare. Ori să refuzi toate etapele astea era aproape imposibil. Cei foarte puțini care au reușit, au reușit în primul rând că e aproape imposibil de reconstituit cazurile tuturor celor care au trecut pe acolo. Sunt foarte mulți oameni despre care nu avem informații. Și, în mod evident, mai trăiesc foarte puțin dintre ei. Și, în al doilea rând, că foarte puțin puteau să... Cei care reușeau, de fapt, reușeau mai degrabă datorită contextului. Adică, se opreau bătăile pentru că urma trierea aceea pentru canal. Și atunci avea noroc, mergea la canal, se întorcea, până se întorcea, intrau alții în bătăi și el era pus undeva deoparte, într-altă celulă, pentru că cumva îi se pierdea urmă. Sau era torturat, era nevoie de deținuți în altă parte, în alte închisori, ori ca să tortureze pe alții, ori din diverse alte motive. Că a fost, de exemplu, la un moment dat, dat drumul penitenciarului Târgu Ocna, Casa Naturii, pentru cei bolnavi de TBC.
din, mă rog, niște considerente care n-ar vrea să intrăm acum, și s-a făcut o comisie medicală care verifica, în toate pușcările, în doar în Pitești, care verifica deținuții bolnavi de TBC. Cei găsiți cu TBC în stare avansată, în stare gravă, au fost trimiși la Târgu Ocna. Și în felul ăsta au scăpat de ce se întâmplă la Pitești. Deci la genul ăsta de întâmplări și circunstanțe mă refer. Pe de altă parte, evident că nici supraviețuitorii nu au o plăcere fantastică în a spune am dat informații scrise, am fost planton, am fost informator, l-am bătut pe cutare. Pe de altă parte, nici pe mine nu m-a interesat lucrul acesta, pentru că mi se părea aproape fără rost. Adică... Ei n-au scris memoriile lor asta? Sau foarte puțin? Părțile astea? Da. Au făcut cutare și cutare? Da. Nu prea. Nu prea ai de înțeles până la un punct. E o discuție destul de complexă aici. Eu îmi dădeam seama în interviuri unde se trecuse o linie și, de altfel, după cum e și normal, majoritatea trecuse o linie, pentru că n-aveai cum să ieși altfel din situația asta. Dar nu mi se părea într-un totul relevant. Știu de un singur caz de rezistență la extrem, așa, și este unul de cei pe care apărau un film mai devreme, domnul Gelu Gheorghiu, care încă mai trăiește în București. Și care nu a dat nici măcar informație scrisă, deși a fost torturat 6 luni de zile. Au fost unii care au fost torturați 2-3 zile, o săptămână. Domnul Gheorghiu a trecut, este unul dintre... De fapt, cred că este persoana care a stat cel mai mult în demascări. Și nu a citat deloc și nici nu spune lucrul ăsta. Știu de la ceilalți. Dar în afară de el, mi-ar fi foarte greu să spun de cineva care n-a cedat absolut deloc. Acum, sigur că au mai existat persoane care nu au cedat la modul că n-au bătut pe alții. Dar într-o formă sau alta, sunt convins că au făcut și lucruri pe care, dacă ar putea să aleagă să nu le facă, le-ar șterge. Se poate să ne spui cineva care l-a bătut, de exemplu? Exemplu, Tachirodas din Ploiești, care și el mai trăiește. Și pe de altă parte, trebuie să definim puțin și ce înseamnă pe cineva care n-a bătut. Că, așa cum zicea domnul Sebeșan în film, de cele mai multe ori e obligat să se bată reciproc. Mare parte dintre ei n-ar trece asta la categoria am bătut pe alții. Pentru că era o chestie reciprocă, nu era ca și cum erai agresor și făceai parte din comitetele agresor. Tu erai tot din poziția de victimă. Erai obligat să-l bați pe celălalt și celălalt te bătea pe tine. Și așa cum, mă rog, fragmentul a fost parțial din film, prima dată când te punea, vrea așa, încet, că nu prea îți venea, că, dar pe de altă parte nu puteai refuza, sau puteai refuza, dar îți mai bătai și până la urmă tot loveai. Dar loveai mai încet, că nu îți venea. După care venea țurcanul și ce mă, asta nu-i palmă, stai că ți-arăt eu cum se dă. Și îți dădea una de te lăsa la tacol. Și acum arată-i tu. Și ăla tu... Nici nu-i venea să dea, dar văzând că ăsta și-a încasat-o rău, că n-a dat destul de tare, dădea un pic mai tare. Și tot așa. Și se escaladă. Asta spune în partea de final domnul Sebeșan, că după 4-5 momente din astea și palme zdravene încasate de la țurcan, după aia ajungeai să dai și tu tare. Că n-aveai încotro. Nu te lăsa până când nu o făceai. Dar, repet, marea majoritate n-ar trece chestia asta la că au fost agresori. Și cumva pe bună dreptate, a spune. Deci, în felul acesta, da, au fost mai mulți care n-au bătut. Dar care să nu fi ajuns nici în etapa asta, n-aș prea ști să spun. Pentru că, repede, nici nu m-a interesat foarte tare. Nu mi s-a părut relevant, pur și simplu, da. Eu vreau să știu cum au revenit oamenii aceștia la viața lor, din punct de vedere social, profesional, personal. Observăm că au intrat la 22-23 de ani, au ieșit mai târziu, peste 5-6-13 ani. Și mi-ar plăcea să știu cum și-au strâns resursele, cum s-au readaptat. Am observat ultimul deținut,
avea zâmbetul în prima fotografie de la 22 de ani și acum, și îl păstrează și acum. Cum s-au... Foarte greu și de la caz la caz. Cum și-au strâns oamenii aceștia? Unii au avut... Unii au avut șansa să-și revină cumva în pușcărie, cum a fost cazul lui Gheorghe Calciu. Gheorghe Calciu a ieșit întărit din închisoare după ce cedase și colaborase în gherila cu... Nu la nivel de violență fizică, dar la nivel de informator. El era ceea ce s-ar chema informator rezident, adică cel care coordona informatorii din închisoarea Gherla, în perioada reeducării. Tocmai de-aia l-au pomenit foarte mulți ulterior ca fiind unul dintre torționari. Torționar, propriu-zis, el nu a fost, adică nu a bătut, dar a avut acest rol în care îl vedeau ceilalți deținuți și atunci era una dintre figurile cunoscute. Dar el, fiind implicat în al doilea proces în care o să intru imediat în picuț, pentru că deja au fost câteva întrebări în sensul ăsta, el a fost dintre cei pe care regimul vrea să îl acuze pentru ce s-a întâmplat în Pitești și în Gherla, și a avut acest moment de revoltă, dându-se seama că e scos țapii sfârșitor și și-a revenit. Și ulterior, atunci și-a făcut și promisiunea că se va preoți după ce se va elibera și așa mai departe. Dar astea sunt mai degrabă cazuri excepționale. De la caz la caz, ce pot să spun este că niciunul dintre ei n-a avut o viață ușoară după ce a ieșit din închisoare, pentru că toți deținuții politici, nu doar cei din Pitești, ci toți au fost urmăriți după eliberare, au fost șicanați în diverse modalități. Că asta însemna că erau tentați să colaboreze cu securitatea, să devină informatori în libertate. Că asta însemna că erau exmatriculați din facultățile în care încercau să revină ca să-și termine studiile. Că erau făcute presiuni asupra soțiilor să divorțeze de ei. Că erau dați afară din servicii. Și asta este un element comun la toți deținuții politici. Nu au putut să se angajeze în domeniilor de specialitate, în funcții de răspundere. Erau mereu ținuți la nivel de muncitor, la muncile de jos, în general. Sunt foarte, foarte puține cazuri de foști deținuți care au reușit în regimul comunist să ajungă pe funcții de răspundere. Și de regulă asta nu se întâmpla fără un compromis destul de important. Apoi, sigur că pe mulți i-a ajutat, au fost de fapt două elemente care au contribuit la revenirea lor. Pe de o parte, credința pentru cei care o aveau sau și-au recuperat-o, pentru că foarte mulți au pierdut-o în Pitești. Dar după aceea, ieșind din mediul acela opresiv și controlat tot timpul, și-au reașezat cumva pietrele la temelia aceasta. Pe de altă parte, familia. Familia și copiii, în primul rând. Considerau că nu e cazul ca ei, adică copiii, să sufere pentru, mă rog, problemele pe care le-au avut ei. Și fiind obligat să-ți crești copiii cu o anumită, cum să zic, lipsă de ranchiună, dacă vrei, cu atitudine în general pozitivă asupra vieții, erau forțați cumva să se împace cu trecutul, să meargă mai departe. Dar e foarte simplist răspunsul meu, pentru că e o întrebare complicată, cu un răspuns extrem de complex și cu tot așa, văzut de la casă la casă. Pe de altă parte, n-aș spune că a reușit vreunul dintre ei să treacă complet peste ce s-a întâmplat acolo. Adică, sigur că dacă îi vezi, mulți dintre ei erau foarte senini,
n-ai fi zis neapărat că au trecut prin așa ceva, dar dacă intrai în discuții puțin în profunzime, îți dai seama că că mai sunt acolo niște bucăți care nu sunt rezolvate. De pildă, unul dintre cei pe care am văzut în film, l-am întrebat la sfârșit dacă i-a iertat pe cei care i-au făcut rău. Și a zis că da. Știi că l-ați iertat și pe Țurcanu? Și doamne, merită iertat și el. Că... Zic, bun, de acord, zic, merită iertat, dar l-ați iertat? Nu. Adică răspunsul a fost instant, deși nu se gândise neapărat la asta. Atitudinea lui, viziunea lui era una creștină. Dar dacă, asta zic, dacă scormonești puțin, îți dai seama că e foarte greu, dacă nu e imposibil, să ștergi complet așa ceva din tine. Mai era un caz care l-am dat a fost destul de cunoscut. Asta nu o să vedeți în film acolo. E un moment bonus care a apărat doar pe DVD, dar care a fost luat după aceea la niște emisiuni la televizor, inclusiv la Antena 3. A existat un deținut în Pitești care, supraviețuitor, care a fost unul dintre cei care l-a bătut pe Tache Rodas din Ploiești și care de vreo 10 ani s-a călugărit. Într-o vreme, dar acum s-ar putea să fie la Petrovoru, dar nu știu. Într-o vreme a fost la Aiud, acolo la Schit, după care l-au dat afară, că de fapt nu era acolo, era mare poveste întreagă. El nu mai ținea minte ce. El a fost unul dintre agresorii importanți în Pitești. După ce fusese și el torturat, adică nu fusese din prima agresor. Și i-am luat două interviuri destul de lungi. Înainte să mă duc, mă rog, prima dată m-am dus, știam că acolo la Schit. M-am dus la el, am zis că aș vrea să vorbim, mi-am spus cu ce mă ocup. Și a fost puțin cam reticent și m-a rugat să îi las cartea mea și să revin peste vreo lună. Am făcut chestia asta și când ne-am întâlnit peste lună pentru interviu, citise în cartea mea că l-a bătut cu funia urât, cu prosopul urât peste cap, pe Tache Rodas. Și mi-a zis că el nu ține aminte, că nu mai ține aminte nimic de ce s-a întâmplat cu el din momentul în care a cedat. Adică și-a ducea aminte ce a pățit când a fost el torturat, cine și cum, și și-a ducea aminte prima palmă pe care i-a dat-o șefului lui de lot, dar după aceea a zis că a fost satanizat și că nu mai ține aminte nimic. Și eu cred că nu mai ține aminte pentru că am insistat pe alocuri și nu mi s-a... Adică el n-a negat ce spunea Tache Rodas și ce spuneau ceilalți despre el, adică dacă ei spun așa înseamnă că așa a fost, dar eu nu mi-aduc aminte. Ori dacă ar fi vrut, dacă ar fi avut un interes să, mă rog, să ascundă lucrurile, cred că n-ar fi făcut și afirmația asta. E, și a aflat din carte lucrul acesta, după care s-a dus să-l caute pe Tache Rodas ca să se împace cu el. În momentul bonus al filmului, am filmat exact întâlnirea lor și cum s-au luat în brațe. Acum, Tache Rodas e un caz... E un, așa, e un creștin prin excelență, cumva, adică e la un nivel pe care nu știu câți dintre noi îl putem ajunge. Dar, cred că dacă îl scormonim foarte tare și pe el, ceea ce nu vă recomand să faceți, adică zic pur și simplu că nu vreau să vă dau idei, da? Cred că ceva acolo tot a rămas împotriva Părintele Stănescu, după cum ne-a mărturisit și domnul Purcără la un moment dat. Dar, domne, nu știu, am eu neputința asta, problema asta, parcă a rămas bătut în cap. Eu nu-l văd pe Stănescu drept călugăr, eu îl văd tot pe ăla care bătea în Pitești. Deci este teribil de greu să treci cu totul peste așa ceva. Eu am văzut filmarea asta, cred că la TVR 1 și cumva când s-au îmbrățișat, adică nu era, se vedea pe chipul lui că nu avea iertare, era ok, bine, hai, e... Bine, aia deja era, mă rog, cred că la Antena 3 el, că ei au premieră, dar aia deja era
A doua oară când jucau în momentul când deci prima dată am pus noi la film, după care am pus ei de la Antena 3, care n-au folosit materialul nostru, ne-au luat doar ideea și au filmat exact, m-am rămas și șocat, am crezut că au pus mâna pe brutul nostru la un dat, pentru că noi în film apare momentul în care i-a filmat de două ori îmbrățișându-se. Prima dată chiar când s-au văzut în fața blocului când cobora părintele Stănescu din mașină, și a doua oară în camera lui Tache Rodas. În film apare doar partea a doua, din camera lui Tache Rodas. La Antena 3, când am văzut prima dată reportajul, am văzut în fața blocului și eram... De unde au ăștia brutul? Că nu le-am dat, că nu le-am cerut. Și după aia am aflat că refăcuseră și refăcuseră, repet, exact cum am făcut și noi. Deci acolo e posibil să-i fost și faptul că deja era... Bun, hai, mai jucăm de multe ori în momentul ăsta, nu păcări. E greu, nu știu ce măsură ne-am dat nouă oamenilor să ajungem la măsura asta iertării complete. Eu stau și mă necăjesc acum și pe chestii foarte simple din viața mea și îmi dau seama că, deși zic că am iertat și mă rog pentru și fac acatiste pentru și nu știu ce și nu știu cum, când dau de oareși nu știu care persoană, parcă tot așa sunt. Și pe chestii mici, adică glume proaste față de ce vorbim aici, da? Păi să vină stâmpată careva până îți sună apa în cap. Greu, da, era o mână în spate acolo. Da. Cum s-a terminat? Adică, știu că s-a aflat despre el, și eu... Da, asta a circulat așa, povestea asta cu străinătatea. Nu știu în ce măsură a contat prea mult, cred că mai degrabă nu. Aici vedeți celelalte închisori în care s-a exportat acest, cum vrem să zicem, experimentul omen EPC. Cel mai grav a fost la Gherla, ca intensitatea bătăilor. Acolo e și ultimul loc în care s-a bătut. S-a încercat apoi pe locul 2, dacă vreți, a fi peninsula, deci la canalul Dunăre-Marea Neagră. În celelalte, ceva mai puțin, în Brașov, foarte puțin. În Târciori a fost o reducare fără violență, ca la Suceava. Și în Târgu Ocna ceva mai puțin. Dar la Târgu Ocna a fost un moment important. Pe 1 mai 1951 a fost a doua încercare de a maltrata un deținut. Însă Târgu Ocna, v-am zis că era un sanatoriu TBC și acolo se aplica un regim ceva mai lejer. În orice caz aveau voie să aveau liber în curte, ca la Târgușor de altfel, unde erau deținuți minori, elevi, deci. Aveau voie să stea toată ziua în curte și să vorbească între ei și să se mute între celule. Mă scuzați, gâtul mă trădează din nou. Așa. Și atunci ei știau că există, în Târgu Ocna vorbesc, că există un grup de reducați de la Pitești care vor să pornească și aici violențe. Și s-au înțeles că dacă unul dintre ei este atacat, să facă, să producă agitație în închisoare. Asta s-a întâmplat pe 1 mai 51, fiind 1 mai și sărbătoare comunistă și închisoarea fiind destul de aproape de stadionul din oraș, unde avea loc o mare manifestație. Gălăgia pe care a făcut-o deținții, au spart niște geamuri, au început să țipe, să riscă, ne omoară. S-a produs destul de multă agitație prin lumea din oraș. Și lucrul ăsta a produs destul de multe neplăceri regimului. Și ăsta a fost unul dintre momentele care a contat pentru încheierea fenomenului. Pe de altă parte, a mai fost un moment care a contat, de fapt nu un moment cât o situație, anume faptul că, așa cum ziceam, s-au cules atât de multe informații în cei 2 ani de zile și deja începeau să apară tot felul de dezinformări, de fapt, mai mult decât informații, securitatea era pusă pe drumul degeaba sau fără rezultate, încât nu mai avea rost, pur și simplu, să ducă la infinit. Eu sunt convins că și lucrul ăsta a contat destul de mult, dar lucrul care a influențat cel mai mult
Am pierdut obișnuința să vorbesc. În închisoarea Gherla a fost un deținut pe nume lui Vintilă Weiss, un evreu care lucrase în Ministerul de Interne și care căzuse în pușcărie din cauza unor înțelegeri cu niște șefi destul de importanți ale din Ministerul de Interne, inclusiv ministrul adjunct de interne Marin Jean, care era unul dintre cei foarte puțini oameni care știau ce se întâmpla în pușcăria și în celelalte închisuri. Acest Marin Jean l-a trimis pe Vintilă Weiss, după condamnare, l-a trimis în închisoarea Gherla ca să fie exterminat. Doar că, în momentul în care Vintilă Weiss a ajuns în Gherla, într-una din camerele care se bătea, pentru că în Gherla, mă rog, a fost doar o anumită secțiune în care se întâmplau aceste demascări, cei din comitetul camerei s-au trezit într-o situație destul de ciudată. Ei erau fost legionari, sau mă rog, arestați ca legionari, intrați în pușcărie și acum ar fi trebuit să-l bată pe omul ăsta care nu doar că era evreu, dar mai lucrase și în Ministerul de Interne, ei în același timp încercând să se împace cu regimul comunist. Nu prea mergea, nu prea erau credibili. Și atunci nu l-au bătut. L-au amenințat un picuț, dar nu l-au bătut. În schimb, acest Vintilă Weiss a fost în camera, în corespondentul camerei 4 spital din Gherla, care se chema camera 99 și unde se tortura intens în perioada în care a fost Gherla. El având cunoștințe foarte bune, pardon, despre cum funcționa partidul și Ministerul de Interne, a făcut în așa fel încât să fie scos pentru niște declarații pe care însă nu le-a trimis securității pentru că știa că vor ajunge la Marin Jeanu, ci le-a făcut către partid, către Comisia de Verificări din Partid. În care susținea că... în care mințea, de fapt, că el a fost torturat de către legionarii sălbatici care vor să compromită Partidul Comunist. Știind că așa va atrage atenția partidului. Și toate metodele de tortură pe care le-a fost aplicate asupra celorlalți din celulă, le-a împrumutat și a spus că a fost aplicat asupra lui. Și a fost trimis o comisie de verificare de la București. În momentul în care s-au încheiat torturile în Gherla, și așa au început anchetele pentru ceea ce urma să fie procesul Țurcan în 1954, deși mai vorbim atenție de sfârșitul 1951. Ce e important de spus este că au existat două anchete în legătură cu ce s-a întâmplat în Pitești, una pe linie de securitate și una pe linie de partid. Prima a fost, așa cum ziceam, asta pe linie de partid. Așa o să încep să fac și eu, că fetița pe linie să mai... curăță puțin gâtul. Pe ancheta aceasta pe linie de partid s-au ajuns să se numească vinovații până la Gheorghe Pintilie, care era în funcție în vremea. De la un punct încolo sunt anonimizate declarațiile unde apare numele lui. Și ancheta s-a făcut pe bune, ca să zic așa. Dar partidul și-a dat seama că n-are cum să rămână cu varianta asta care era autoincriminantă și atunci a dat drumul la ancheta plină de securitate, care a preluat doar acea parte din povestea lui Vintilă Weiss care a convenit. Anume că legionarii au torturat în închisori, unul la mână ca să-și verifice cadrele, adică chipurile cine supraviețuia torturilor era legionar veritabil, și doi la mână ca să compromită Partidul Comunist. Așa a apărut varianta asta, vin mă termeni academici în cap, așa a apărut varianta asta, care a fost folosită după aceea în procesul Țurcan, și așa se explică și de ce a durat așa de mult până când s-a făcut procesul Țurcan,
Pentru că, repet, ei au fost trimiși spre anchetă încă din decembrie 51, ori procesul a avut loc la sfârșitul lui 54. Și tot așa se explică și componența lotului Eugen Țurcanu. Aici a fost, după cum vedeți, 22 de studenți condamnați, dar mare parte dintre ei erau cei care au activat în gherla, nu cei din Pitești. De ce? În mod evident, pentru că Vintilă Weiss a putut să-i denunțe doar pe cei pe care i-a văzut să el acolo. Și nu știa că mulți dintre ei fuseseră la rândul lor torturați în Pitești, înainte să ajungă să facă în gherla ceea ce au făcut. Și atunci, în procesul ăsta, au fost toți condamnați la moarte. În decembrie 54 au fost executați 17 17 dintre ei. 5 dintre ei au fost păstrați pentru cel de-al doilea proces pe care îl vedeți jos, al lui Vica Negulescu. În lotul acesta a intrat și Gheorghe Caziuc, de care și Gheorghe Caziuc, de care v-am povestit mai devreme, că fusese arestat după eliberare. De ce procesul al doilea și al treilea? Pentru că în mod evident, nu putea să rămână doar primul ca să lase impresia că deținuții făceau ce vreau de capul lor în pușcărie. Era evident că trebuia să aibă cel puțin complicitatea administrației. Și atunci, în procesul al doilea, în procesul Tudor Secanu, Tudor Secanu a fost cel de-al doilea șef al acelui serviciu care se ocupa de contrainformații în închisoare de care vă spuneam. În mod curios, primul șef nu a fost condamnat. De aici am mai făcut parte și directorul din Pitești, Alexandru Dumitrescu. Doi ofițeri politici din Pitești, încă doi din Gherla și doctorul din Gherla. De ce doctorul din Gherla? Pentru că au fost mai multe morți în Gherla decât în Pitești și el a fost nevoit să falsifice certificatele lor de deces. Nu putea să scrie acolo că a murit din cauza torturilor. Le-a inventat o felul de boli. După cum se întâmplase și în Pitești, la o scară ceva mai mică. După cum vedeți, o diferență destul de mare între pedepse, între cele trei procese. Adică membrii din administrație, sigur, s-au oprit la nivelul acesta, adică cel mai înalt responsabil a fost Tudor Sepeanu. Deși el, la rândul lui, este cel care, în declarație, indică direct pe Gheorghe Pintile ca fi cel care i-a dat ordinele pentru ce a făcut. Prin cine era Gheorghe Pintile? Gheorghe Pintile era șeful securității. Și Nicosie, cum spuneam, era adjunctul lui și cel care îi lua locul atunci când era în concediu Pintile. Sau în deplasări. Deci a primit pedepse între 5 și 8 ani de zile, dar a fost grațiați la câteva luni după proces. Ei au fost totuși arestați majoritatea prin 53-54, deci ceva în depușcărie au făcut și ei, însă ceva mai, adică mult mai puțin față de cei din procesul al doilea. Și acuzația împotriva lor a fost de favorizarea infractorului, adică nu că ei ar fi dat ordine, ci că de ce și-au făcut de cap deținuți în pușcărie și ei n-au luat măsuri. Alexandru Dumitrescu, directorul din Pitești, s-a nebunit în închisoare. Se și vede din pozele lui la un moment dat, are o privire foarte tulbure. Și sunt mai multe rapoarte în care, mă rog, se arată, sunt rapoarte de pedepsirea lui, din perioada în care era închis la Ocnele Mari. Când se uitau gardienii pe vizită, se întorcea cu spatele și dădea jos pantalonii și le arăta fundul. Adică o luase pe o pantă cu totul nefericită. Asta este poza pe care s-o mai devreme în închisoarea. Aici e văzut din partea cealaltă și din sus. Deci vedeți capul tău, asta e zona corecție. Camera 4 spitalului e aici. Și astăzi este transformată în parchez. Închisoarea se poate vizita, dar numai în partea aceasta. Și numai dacă vizitați Fundația Sfinții Închisorilor. Dacă vrei să închei, vrei să nu mai lasă gândul. Dacă nu mi-ați zis voi cum ați fi pisit, nu mi-a trage.
Dacă o să fiți interesați, puteți să vorbiți cu Claudiu, că știe să vă spun, să ajungeți acolo. Pe dinăuntru e destul de neimpresionantă închisoarea, din punct de vedere vizual. Nu se compară cu Jilava din punctul ăsta de vedere. Dacă aveți ocazia vreodată să mergeți la Jilava sau vreți, să o faceți că merită. Așa arată o celulă astăzi, mă rog, de la subsol, din zona care nu este vizitabilă. Sigur că sunt câteva modificări, dar nu sunt, de exemplu, caloriferul, da? Dar ele nu sunt foarte importante. Însă, din păcate, zona aia, cum ați văzut, e renovată și e sediu de firmă. Așa arăta camera 4 spital, renovată, desigur, înainte să devină parapeis. Săraca din 2010, cred, când e făcută poza asta. Și dânsul Eugen Țurcanu, pentru cei care nu l-ați cunoscut. Seamnă l-ați văzut în poze. Și mă rog, asta făcea parte într-o altă prezentare, când aveam niște date despre Părintele Calciu, dar să ne oprim aici. Dacă aveți, pentru cei care vreți să mai citiți, sunt câteva cărți, sunt destul de multe, mă rog, pe site-ul meu, pe fenomenul.pitești.ro, e o secțiune de bibliografie unde puteți să găsiți aproape toate cărțile pe subiect, dar ar fi câteva pe care le-aș recomanda de vorbesc de memorialistic aici, mai mult decât altele. Unii cred că ați auzit de Dumitru Bordeanu, Mărturisirea Nașterii Disperării. Iar dintre cele mai bine scrise, la nivel de informații, sunt destul de mult, e foarte subiectivă cartea. Da, mă rog, până la urmă toate sunt subiective. O carte foarte bună iarăși a lui Mihai Buracu, prima se chema Tăbițe de săpun de la Ițetip. Am reeditat urmă cu vreo 3 ani, cred, sub un alt nume, Eu sunt Scribul, și anul acesta va apărea o nouă ediție. Ștefan Davidescu, iarăși, e foarte bună, Călăuză prin infern. Mai sunt vreo câteva, dacă o să fie cineva curios. Cărțile mele? Da, se găsesc de cumpărat. Pe site-ul Polirom, cel mai sigur, că le-au apărut destul de mult și în unele librării nu mai sunt. Își vă reamintesc, Pitești, cronica unei sinucideri. Asistate. Dar și asta o să apară anul ăsta într-o ediție, deci... Tot la Polirom? Nu. Ca să știi gândele pe cumpăra ei și asta cu Casa Terori, o găsești și cu asta, nu? Da, asta o găsit și prin anticariate la 10 lei. Casa anticariate, să niște revenit prin București, pe strada Doamnei, dacă știți, sunt acolo vreo două și... Dar mă rog, asta nu e, Casa Terori, eu nu v-aș recomanda neapărat, pentru că sunt documente destul de plictisitoare, e mai degrabă pentru cei specializați. Cealaltă e mai bună, dacă dezvoltă picoșenia pe care v-am povestit în seara asta. Cu cazuri mai concrete, că sunt acolo și portretele majorității celor care au trecut prin Pitești. Ca idee, dacă intrați și pe site-ul Fericit și vă spuneți în dreapta, aveți acolo, scrie biblioteca. Dacă dați click pe bibliotecă, o să deschidă un document mare cu vreo 700-800 de cărți pe care le-am inventariat noi, de căzură cu tot felul de lucrul acesta, nu-l Pitești, cu tot ce s-a întâmplat în regim comunist și puteți găsi cărțile cu Pitești și acolo. Vă mulțumesc că ați participat. Sperăm că peste două săptămâni să organizăm iarăși o altă întâlnire. O să vă anunțăm așa, prin site-ul, prin Facebook și pe e-mail. Și dacă mai aveți întrebări că e târziu, dați-le pe Facebook, pe mail. Așa. Altceva ce să vă zic. Pentru cei care nu știți, ne organizăm și două, în fiecare an, cu ajutorul Dumnezeu, două tururi pe la închisorile comuniste în țară. Anul trecut am făcut un tur, la mâine turul României, Fericiți și Frecuvenți, în luna iunie, 7 zile în care am mers la cele mai mari închisori din România, din fostul regim comunist, și apoi am mai făcut încă unul de 1 decembrie. Deci am ajuns, dacă vreți să mergeți,
o să am tot așa rog până luna iunie, probabil în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. O să sângerim de la Jilava, mai mergem la Pitești și mai departe chiar la Sighetul Marmației. Și după aia celălalt de Petru Vodă, Canal, Părbunul Iisus Arapt, Târgu Ocna și tot așa. Petru Vodă n-a fost închisoare, ca să nu plăbăm. Petru Vodă n-a fost închisoare, nu mergem și pe la mănăstirile sau locurile unde au viețuit cei care au trecut prin închisoare. Așa. Cam atât. Haideți să terminăm cu rugăciune și... Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Apărătoare, Doamnă, pentru biruință, mulțumire, izbăvindu-ne din nevoia dulcenție, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și miluiește-ne.